Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă ai avut norocul să te naști pe 13 martie, ești mult mai pragmatică și mai luminoasă decât majoritatea semnelor zodiacale. Aceste calități sunt întărite de abilitatea de a lucra mult și de lipsa de dorință de a permite ca orice să interfereze cu planurile tale atent realizate. Cu toate acestea, în ciuda sentimentului măscută de responsabilitate, rămâi totuși o visătoare. În spatele zâmbetului însorit și a imaginii prietenoase sunt aspecte mult mai serioase ale personajului tău. Cu toate acestea, personalitatea atractivă și aura ușoară a misterului te fac mereu binevenită și o prietenă dorită. Tu duci o viață relativ comodă, care în retrospectivă, se poate spune că se învârte în jurul unor evenimente esențiale în mod aleatoriu. Tu crezi în predestinarea evenimentelor, în plus ai tendința de a face predicții despre lume și despre viețile altor oameni. Există ceva profetic despre ceea ce spui. Tu îți pronunți de multe ori predicțiile tale ca și când știi sigur. Poți fi atrasă de filozofie, anchetă spirituală, ipoteze teoretice, sisteme științifice sau analitice, te închini minții umane considerând-o mai complexă decât universul însuși, semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, ajutor, blândețe, talent, eleganță, delicatețe, spiritualitate, inspirație fiind născute sub auspicile lui Jupiter și Neptun, tu diferi în proprietăți surprinzător de contradictorii ale caracterului, astfel, prima planetă te înzestrează cu energie și încredere, iar cea de-a doua îți oferă percepție hiperactivă, senzație de vișe și emoție. Deci, ar trebui să fii atentă, diligența în atingerea obiectivelor poate aluneca cu ușurință în laxitate. Abaterile în combinație cu fatalitatea pot juca, de asemenea, diverse glume amuzante cu tine, de exemplu, aspir să crezi în Dumnezeu și în același timp tin să ai încredere în karma și soarta, negăsind un loc în sine în cadrul religiei, intuiție excelentă, umorul bogat, prietenia fermecătoare, combinată cu tendința de a te desprinde de realitate de a te pierde într-o lume a fantezii și a mirajelor, nu îți sunt deloc străine. Prin urmare, ar trebui să fii atentă la imersiune în pasiuni excesive, astfel încât să nu devii excentrică. Dar sensibilitatea și farmecul sunt punctele tale fortei. Planeta ta guvernatoare este Neptun. De la Neptun primești senzualitatea mărită, adevărata artă inspirată. Această planetă este patronul principal al creatorilor, planeta ta în exil este Mercur, lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa de raționalitate, precum și lipsa de critică. Diferența dintre tine și alții reprezentanței zodiacului, este că ești mai pământeană, mai practică și mai fermă pe picioare. În plus, o serie de diferențe continuă cu raționalitatea ta, cu dragostea față de muncă conform planului, cu elaborarea planurilor, cu capacitatea mare de lucru și cu diligența ta, ești foarte responsabilă, dar aceste lucruri nu te împiedică uneori să visezi și să zbori spre alte lumi și distanțe transcendentale. În exterior, tu pare a fi optimistă, mereu prietenoasă și zâmbitoare, dar de fapt ai o natură extrem de gravă și grijulie, ești foarte carismatică, iar în tine există un fel de mister care ca un magnet îi atrage pe oameni. Tu poți supraviețui dezastrelor care par a fi insurmontabile pentru alții, fie că este vorba de un dezastru fizic, economic sau psihologic. Din cauza fatalismului tău, poți încasa loviturile soartei fără plângeri și lacrimi, practic fără a-ți schimba activitățile obișnuite. În multe cazuri, nici măcar nu-ți dai seama de talentele și puterea spiritului tău, până când necazurile nu-ți bată la ușă. Astfel, circumstanțele triste pot servi ca un fel de bote sau un ritual de trecere, care nu numai că nu-ți subminează fundamentul, ci ca și cum ar inspira mândrie și fermitate deosebită și, cel mai important, încredere în sine. Când te confrunți cu dificultăți, te înțelegi mai bine pe tine însăți și scopul tău pe acest pământ. Tu cheltuie o mulțime de timp și efort pentru autorealizarea personalității tale. Creșterea creatoare pentru tine este un fel de stimul care nu permite să te oprești acolo. Cu toate acestea, deși te deplasezi de-a lungul drumului drept, adesea te retragi pe calea alternativă din cauza unui fel de atracție a energiilor secrete și metafizice care nu sunt sub controlul tău. Fără a observa asta călătorești pe un teren mult mai periculos încercând să schimbi lucrurile care se întâmplă în jurul tău în acest moment, dar chiar și astfel de înclinații sunt o parte foarte importantă a dezvoltării minții tale, și aici nu contează cât de mari sunt eșecurile. Apropo, una dintre dorințele tale este să-i inspiri pe alții și să-i găsești pe cei cărora le poți aduce cel puțin un beneficiu. În principiu, trebuie să te abții de la a face declarații. Nu ești similară cu alți nativi din pește având astfel de calități, o astfel de doamnă este simpatică, adaptabilă, artistică, atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsata de apărare. Feminitatea și slăbiciunea reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicele tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului, respectiv fragilitatea și moliciunea. Cum afectează data de 13 martie soarta ta? Aș putea spune că ești cea mai misterioasă dintre toate semnele zodiacului. Toată viața ta este înconjurată de auro de mister, care poate fi numit chiar mistic, ești capabilă să faci previziuni despre viitorul și soarta celor din jurul tău, tu crezi că viitorul nostru este predeterminat și asta îți permite să prezici cursul evenimentelor, îți dorești cunoașterea și adesea te îndrepți spre sfera spirituală, filozofică, dar, de asemenea, Poți fi teoretician și analist teoretician remarcabil, pentru tine triumful rațiunii și cunoașterea ta și a lumii vin mereu pe primul loc, tu poți deveni modelul de referință al multor oameni, ești incredibil de statornică rezistând tuturor greutăților care apar în calea ta, în orice zonă de viață se produce o criză personală sau profesională, vei primi loviturile sorții ca ceva predeterminat și inevitabil. Acest fatalism al tău face pe alții să se întrebe și să te admire. De multe ori nici măcar nu ești pe deplin conștientă de calitățile tale unice și numai atunci când vei întâlni într-adevăr momente dificile, te vei surprinde pe tine însăți și pe rudele tale. Situațiile dificile de viață trezesc rezervele ascunse în tine, te fac să gândești și să acționezi diferit, să devii un fel de catalizator pentru renașterea spirituală. Misticismul și cunoașterea de sine îți ghidează aproape constant viața ta ca personalitate extraordinară. Pentru tine, este foarte important să-ți dai seama de limitele abilităților tale și să-ți realizezi propriile talente. Tu alegi un scop pentru tine însă și te deplasezi într-o anumită direcție, dar există cazuri când ceva inexplicabil sau necunoscută te determine să te oprești pe calea aleasă. Tu vei căuta mereu adepții filozofii vieții tale, crezând sincer că cunoștințele și experiența ta pot fi utile. Tu ai fost înzestrată de ursitoare cu un fel de dar, se poate numi atât previziune profetică, cât și abilitatea de a analiza și de a trage concluzii importante, dar este necesar să-ți exprimi propriile concluzii cu un anumit grad de prudență deoarece cuvintele tale pot într-adevăr să programeze într-un fel evenimentele viitorului. În ceea ce privește calitățile personale, vei atrage întotdeauna atenția cu inteligența și inventivitatea ta, oamenii te vor contacta din cauza voioșei tale, pentru a căpăta încrederea că toate problemele sunt temporare, pentru a vedea în tine un exemplu viu al fermității spiritului, tu nu poți rămâne inactivă? Există întotdeauna un loc în viața ta pentru noi și neașteptate evenimente, dragoste și compatibilitate. Într-o relație intimă, ești extrem de idealistă, imaginându-ți că cel ales este ceea ce vrei ca el să fie, îți vei pierde iluziile dacă partenerul te dezamăgește sau dacă nu-ți dai seama de așteptările tale mult prea ridicate. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai curac? Scorpion și Taur, acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții. O căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50 pe 50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum berbecul, gemenii și leul. De exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră ești interesată de viața mistică și spirituală și de o varietate de fenomene inexplicabile, care sunt în general caracteristice zodiei tale. Ești fatalistă și, prin urmare, primești loviturile sorții cu capul sus. Ești mai puternică decât li se pare celorlalți, dar această forță și perseverență este adesea dezvoluită numai dacă ai un fel de necaz, ceea ce, în mod paradoxal, te ajută în cele din urmă să te cunoști și să devii o personalitate mai dezvoltată. Ai darul previziunii și le spui altora despre predicțiile tale. Tu crezi într-un fel predeterminat și acest lucru este justificat deoarece predicțiile tale aproape întotdeauna s-au împlinit. Cele mai interesante și misterioase fenomene din viață le consideri a fi omul și mintea lui. Poți ajunge să fii filozof, mentor spiritual, psiholog, cunoscătoarea sufletelor umane, astrolog, parapsiholog, tu studiezi cu interes oamenii, legile sistemelor, societatea și, de asemenea, toate misterele, sănătate și boli. Punctele tale slabe sunt picioarele și, într-o mai mică măsură, mâinile. Poți fi victima accidentelor, așa că trebuie să fii mereu vigilantă. Exercițiul moderat este foarte important pentru menținerea sănătății corpului. În ceea ce privește activitatea fizică, ar trebui să fie implicată singură, fără adversari sau cu un antrenor în sporturi non-competitive, yoga, înot, în dans. Trebuie să-ți controlezi strictă dieta, care ar trebui să includă fructe, legume, cereale, nuci. Nutriția corectă. Tratamentele homeopatice și consultarea la timp cu medicii te vor ajuta să scapi de problemele extrem de neplăcute. Destinul și norocul Ești o persoană originală cu o mentalitate analitică. Ești înzestrată cu abilități intelectuale în diverse domenii. Dacă îți folosești în mod corect potențialul, îndreptându-ți acțiunile pentru permanență, vei putea să-ți asiguri o viață minunată pentru tine însăți căsătoria timpurie, cu excepția dezamăgirilor, nu va aduce nimic bun. Trebuie să înveți ce este independența, fermitatea, hotărârea pentru a-ți învinge timiditatea născută. Sfaturi pentru tine. După ce ai trecut testele de viață, aproape întotdeauna descoperi ceva nou în sine și începi să te înțelegi mai bine pe tine însăți și viața în general. Te străduiești să înveți și să te insturești? Dorești să fii folositoare pentru societate. Ar trebui să fii mai atentă în a prezenta predicțiile celebre, mai ales celor care îți sunt dragi. Faptul este că în sine predicția corectă afectează deja cursul gândurilor și acțiunilor oamenilor, schimbând astfel viitorul. Și nu toți oamenii vor reacționa calm la avertizările despre viitor, unii din potrivă, pot începe să devină nervoși și să facă greșeli stupide. De aceea, gândește întotdeauna cu ei și cum, în ce formă să transmiți ceea ce tu simți despre viitor. Relaxează-te puțin. Nu te lua prea în serios. Admite ignoranța din când în când și te vei simți eliberată. Rezolvă-ți problemele fără să amesteci pe alții în ele. Trebuie să fii mai moale față de alții și, mai presus de toate, pentru tine. Critica extrem de serioasă este plină de relații reci, aduce nemulțumire față de capacitățile proprii. De asemenea, trebuie să încerci să înveți cum să faci față problemelor care apar și să nu încerci să transferi responsabilitatea asupra altora. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă, deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic, pentru că ce dispoziție vei avea, chiar tu nu știi dar pentru tine trebuie să dea în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult îți dorește inima, te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat, vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fie onorată cu daruri în daruri. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare. Pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele dăruirii, de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de două-trei zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine. Inteligentă prin natură, ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile, cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde, inel cu acva marim sau turcoaz este un cadou minunat. Este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate, noi înșine ar trebui să gândim ce, dar este mai bine să prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta acest este un portret general pentru tine te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale